Ziua în care a fost constituită biserica a fost sărbătorită și de credincioșii care au venit să se închine în biserica Mănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia. Aceștia s-au rugat la Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu și au mulțumit lui Dumnezeu pentru lucrarea Duhului Sfânt în viețile lor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat însemnătatea Marelui Praznic al Cincizecimii. Iată, astăzi este ziua de naștere a Bisericii Creștine, acest așezământ minunat, născut prin unirea cerului cu pământul, unirea lui Dumnezeu cu oamenii. Acest așezământ minunat pe care nici porțile iadului nu-l vor putea birui. Acest așezământ minunat în care noi creștinii, fiii lui Hristos, fii ai lui Dumnezeu și frați ai Mântuitorului Iisus Hristos, suntem chemați să aflăm puterea de a lupta împotriva lucrării celui rău, să aflăm puterea de a fi lumină a lumii, să fim făclii aprinse, care să lumineze tuturor celor care sunt întuneric. După Sfânta Liturghie a fost oficiată și slujba vecerniei plecării genunchilor.